Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Zi deosebit de importantă sâmbătă pentru locuitorii orașului Făgăraș, sportivii din municipiu au o nouă sală de sport la standarde europene, iar localnicii se pot mândri cu alți trei cetățeni de onoare. Este vorba de nume mari ale sportului, care au obținut rezultate de excepție de-a lungul timpului și ne-au reprezentat cu glorie atât în țară cât și în străinătate. Ziua de sâmbătă va intra în istoria orașului nostru. Zeci de persoane au luat parte la două evenimente deosebite, și anume inaugurarea sălii de sport de la Colegiul Național Radu Negru și înmânarea a trei titluri de cetățean de onoare unor foste glorii ale sportului românesc. În curtea liceului a fost o adevărată desfășurare de forțe. În acest cadru festiv, noua sală de sport construită la standarde europene a primit binecuvântarea preoților. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvânta moștenirea ta, biruința dintre credincioșilor creștini, asupra celui potrivit. Acest prilej a fost unul tocmai potrivit pentru edilii Urbei de a înmâna trei titluri de cetățean de onoare unor mari nume ale sportului românesc. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Făgăraș domnului Olimpiu Nodea pentru merite deosebite și prestigiul adus Făgărașului prin rezultatele de excepție obținute în sport. Semnează președintele de ședință, Traian Duță. Pentru mine e o onoare că am primit titlul de cetățean de onoare a municipiului Făgăraș. Mă simt extraordinar de fericit cu această ocazie și mulțumesc Consiliului municipiului Făgăraș, primarului Făgărașului pentru decenarea acestui titlu. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Făgăraș domnului Cezar Nica pentru merite deosebite și prestigiul adus Făgărașului prin rezultatele de excepție obținute în sport. Semnează președintele de ședință, Traian Duță. Eu spun așa că este o onoare deosebită ce mi s-a făcut în municipiul Făgăraș, de care eu am fost legat sufletește extraordinar. Mie mi-a plăcut întotdeauna orașul Făgăraș și în special făgărășenii. Și de-aia spun că sunt onorat că am primit această distincție cu multă emoție și cu multă satisfacție. De asemenea, sunt fericit că am participat la inaugurarea acestei săli, care sperăm, cum am mai spus, că să dea sportiv de mare valoare, așa cum au fost și alții la vremea noastră, fără această sală și fără condiții bune, cum vor avea micii sportivi ai făcut. E un eveniment bit, că s-au adus momente importante. Primul, că am reușit să fiu alături trei colegi și de sub, mă refer la Neapuiul Nodea, la și la tânăra noastră care a rămas de handbalul românesc, că li s-a acordat mare onoare al orașului semnificativ pentru generațiile de sportivi care pe bani și pe de glorie. Tot foarte bună acestui oraș și cred că e unicat dat acest titlu la locul de muncă într-o sală cea mai la eveniment care se în municipiul sală de sport. Sper eu să fie maxim de eleve ai acestei școli pentru care și-a
viitoare. Le-au găsit de cuvință distinție unui alt format la Făgăraș. Frățică, fost campion medaliat olimpic. Pentru meritele deosebite și prestigiul prin rezultate de obținute, semnează prezența Traian Bârnă. Pentru cei de mare performanță îi se dea o de mare, eu un încunoarea un care în urmă, care în alte orașe poate nici nu se procedează și e păcat. E păcat că rămâne în ananele orașului, să zic așa, în istoria Făgărașului, nu? Deci contează mult pentru mine.